Dragi prieteni, întrerup puțin pentru a vă reaminti să vă abonați la canalul meu Lectură și Relaxare. Este gratis și pe mine mă ajută foarte mult. Puteți lăsa un like, un comentariu dacă v-a plăcut lectura. De asemenea, am deschis și opțiunea de membri, în care veți putea afla ce carte urmează să citesc în premieră. Totodată veți putea audia cărțile integral. Vă mulțumesc pentru susținere! Vulpea simte capcana, de Tudor Popescu. Un tânăr ambițios. Capitanul Dima este unul dintre acei oameni privilegiați care reușesc și în cele mai deosebite și ciudate și periculoase situații să-și păstreze liniștea, chiar dacă ea este aparentă. Niciuna dintre reacțiile cunoscute pe care le au oamenii împrejurările amintite, nu pot fi descoperite la el. Trăsăturile feței rămân distinse, mâinile nu își caută o îndeletnicire oarecare, pentru a nu-și trăda tremurul, niciun gest nou nu dovedește că starea lui emotivă s-a schimbat. Chiar pulsul, atât de sensibil la schimbările noastre sufletești, îi rămâne constant la 60 de bătăi, ca unui desăvârșit sportiv. În multe împrejurări reușește să dea dovadă de rezistență fizică și psihică neașteptată. Zile întregi nu se așează o clipă, nici chiar pentru a-și lua masa, iar mintea îi judecă la fel de limpede ca și când s-ar fi trezit din somn cu o jumătate de oră mai înainte. Colegii știu că multe dintre misiunile lui le rezolvase cu succes și datorită acestor calități. Celor care îl vedeau pentru prima oară, Dima le părea ca un bărbat încă tânăr, cu o fire veselă, fiind în orice clipă gata să facă glume nevinovate, ca aceea de a ascunde șapca unui coleg grăbit să plece la cinematograf. Nici el nu era iertat de către coaliția celorlalți îndreptată împotriva lui. În dimineața în care colonelul Aldea îl chemă la el, Dima se învârti de două ori în jur încercând să-și descopere penița stiloului, apoi se lăsă păguba și ieși din cameră. În urma lui, ei izbucniră hohote de râs. Toți cei care, până atunci, își văzuseră conștiincioși de lucru, puteau acum să savureze șotia pe care i-o făcuse unul dintre ei, pasionat amator în meseria de a repara stilouri și ceasuri. Dar când râdeau mai cu poftă, ușa s-a deschis pentru o clipă și Dima a zvăru capul înăuntru. Apariția lui curmă deodată buna dispoziție și era sigur că fusese răprinși. Fără să spună ceva, închise ușa la loc și își văzut de drum. Colonelul Aldea-i răspunse la salut și îl întrebă fără nicio introducere. Știi ceva despre vaporul Mehedinți? Chiar nimic, mărturisi. Notează-ți câteva date în legătură cu el. Atent la ceea ce îi se spune, Dima uită gluma colegilor și își deschise stiloul să scrie. Privirea insistentă a colonelului i-a amintit șochia colegilor. Mi-am pierdut penița și am uitat. Te rog să transmiți celorlalți că poznele trebuie să meargă până la mijloacele de producție, astfel ne stingheresc întreaba noastră. Era încă una din glumele pe care colonelul le făcea cu aerul grav, pe care el îl cunoștea atât de bine. Am înțeles, răspunse zâmbind, pentru că îi venise în minte cum să-i plătească vinovatului. Poftim creionul meu, notează, te rog. Nava Mehedinți urmează să se întoarcă în țară peste 5 zile, în jurul orei 12 noaptea. Vine din Mediterana, de unde a luat ansamblul Tinerețea, care a făcut un turneu prin țările din nordul Africii. După ce îi debarcă la Odessa, unde își continuă turneul, se înapoiază în țară. Are la bord o cantitate apreciabilă de germaniu. Te informez că pe vaporul Mehedinți există o cantitate de germaniu care asigură industriei noastre electronice materie primă pentru un an de zile, preciză colonelul, răspicând cuvintele. Ei bine, trebuie să veghem ca acest transport să ajungă cu bine la destinație. Vom elabora un plan amănunțit de protejare. Din clipa asta ne socotim în stare de alarmă în legătură cu vasul Mehedinți. Dumneata ești însărcinat cu această misiune de supraveghere. Când s-a înapoiat în birou, colegii au înțeles că Dima nu mai are chef de glumă. Era grăbit și bănuiau că de acum
o să aibă de lucru. Trebuie să plec, le-a spus, ceea ce înseamnă de fapt, dați-mi penița. I-au înapoiat-o. Deși grăbit, Dima nu a scăpat ocazia unei glume, spunându-i colegului care i-o întinsese. Ești așteptat și tu. Eu? Nu m-a anunțat. M-a rugat să-ți transmit. Nu știu ce vrea să-ți vorbească despre mijloacele de producție. Colegul îl privi mirat gândindu-se. O fi vorba de seminarul de economie politică? Sunt oameni pe care zorii îi prind pe plaje în fiecare zi petrecută la mare. Nu concep să înceapă ziua de vacanță fără să aștepte într-un șezlong minunea țâșnirii primii sulițe de lumină de dincolo de orizont. Tensiunea așteptării crește cu fiecare clipă, întocmai emoției din ce în ce mai puternice pe care trăiește jucătorul la curse, odată cu apropierea cailor de potou. Întunericul se spălăcește, se decolorează treptat, din negru devine albastru, apoi se înroșește ca fierul în foc. Încep să simți ceva ce se petrece dincolo de puterea ochiului și deodată când te aștepți mai puțin, apare muchea încinsă a astrului. A răsărit soarele. Ceva trăsare în tine și ești gata să bați din palme. Scurte exclamații însoțesc întotdeauna întâlnirea cu soarele. Trupurile bronzate îl așteaptă ca pe un dar. Totul în jur se schimbă, capătă culoare și aspectul pe care îl știm. Pomii până atunci au contururi opace. Devin iar buchete verzi în care strălucesc bani de arginți. Întinsă întindere de smoală, clipește albastru-verde. Blocurile de pe mal se trezesc în nenumărate culori vesele. Dar câțiva dintre cei care așteaptă nerăbdător soarele știu că ceea ce îi cucerește mai întâi este liniștea absolută din jur. Se simte bine, ies pe balcoanele vilelor și își întind în grabă cearșafurile fără să bănuiască măcar că ceea ce îi vrăjește și îi încântă este liniștea. Marea e o pardoseală neclintită, un covor albastru argintiu care invită până la capătul pământului. Sunt gata să pășească pe el, fără teama scufundării. Peste puțin, farmecul zorilor se risipește. Începe nouă zi. Murmurul crește. Aici, colo, țâșnesc strigături scurte. Mingii enorme sunt fugărite. Glasurile subțiri ale copiilor pun stăpânire pe plaje. Soarele e sus, fără farmec, bec imens orbitor. Se deschid umbrelele, se bat țărușii corturilor, începe lupta cu săgeți de foc. Apa ajunge repede locul spre care se îndreaptă cei mai mulți în depărtare. De pe muchea orizontului, cei avântați în larg, cuprind în unghiul vederii întreaga panorama malului. Blocurile impunătoare par cutii de chibrite frumos aranjate de un copil cu fantezie. Plaja e o linie subțire mișcătoare. Fiecare notător știe că a lăsat pe uscat oameni fericiți care își petrec vacanța. Dar nu toți cei de pe mal sunt la odihnă. În timp ce plaja forfotește de oameni de ciocolată, fără altă preocupare decât distracția din ziua aceea, un grup de oameni lucrează intens. De la Constanța, pornind spre sud de-a lungul malului, când sezonul este întoi, e foarte greu să găsești un spațiu mai întins nepopulat. Taberele studenților, ale pionierilor, ale diferitelor alte instituții, se înșiră de la o stațiune la alta. Mergând de la Mangalia spre Eforie Sud pe plaje, te trezești la un moment dat în apropierea unor corturi deosebite ale celor veniți aici să petreacă vacanța. Sunt corturi mai mari așezate fără grijă excesivă pentru ordine, iar în spațiu cuprins între ele, vezi depozitate lăzi de diferite mărimi, unele cu capacele prinse în cuie, altele gata să primească o încărcătură oarecare. Seara, în apropierea lor, se aprinde un foc pe o vatră special amenajată, în jurul căruia se strâng 10-12 tineri, nu atât de zgomotoși și puși pe glume ca cei din taberele vecine. Dimpotrivă, ei se lungesc pe nisip, răsuflând adânc cu o plăcere deosebită, de parcă toată ziua n-ar fi avut o clipă de răgaz. Și, într-adevăr, nu avuseseră timp să se odihnească, deoarece nimic nu te face să muncești cu ardoare cu care te îndeamnă pasiunea. Toți cei din jurul focului sunt pasionați de meseria lor. Viitori arheologi,
sunt în practică. Seara, de cele mai multe ori, ascultă explicațiile pe care le primesc de la un bărbat trecut de vârstă mijlocie, profesorul lor, care se folosește adesea de o lupă prin care privește obiectele vechi de curând dezgropate. De câteva zile, disputele din jurul focului deveniseră mai înverșunate. Dar ce învrăjbise acest grup pașnic de oameni? Erau 8 studenți și 4 studente, care, datorită faptului că trecuseră în ultimul an de studiu, se socoteau specialiști, dorind să se evidențieze prin emiterea unor puncte de vedere originale în legătură cu ceea ce studiau în momentul de față. Asta se părea că este dorința profesorului, care îi stimula în susținerea și argumentarea părerilor. Lungiți pe o parte, cu capul rezemat în podul palmei, stând turcește pe scaunele trepied sau pur și simplu așezați pe o grămăjoară de nisip, fiecare aducea noi argumente în sprijinul părerii sale. Obiectul în cauză care declanșase dispute era și el de față, sub forma unei lăzi nu prea mari, făcută dintr-o scândură groasă dar putrezită. Fusese descoperită în apropierea malului, la o adâncime nu prea mare. Piesele găsite înăuntru erau întinse pe o bucată de pânză, câteva vase, două amfore, un suport pentru lumânări, câteva statuete mici din ceramică reprezentând zei necunoscuți. În sfârșit, o casetă dintr-un lemn foarte tare, poate mahon, minunat sculptată destul de bine conservată, pe capacul căruia, ulterior, cineva pirogravase următorul text. Pentru Ovidius Nasos, cu prilejul întoarcerii sale la Roma. Iată cuvintele care declanșară discuția deoarece puteau să capete mai multe înțelesuri. Cine scrisese textul de pe acel capac? Era prima întrebare pe care și-o puneau. Ce semnificație puteau să aibă cuvintele cu prilejul întoarcerii sale la Roma? Era a doua întrebare. Se știe că Ovidiu nu părăsise niciodată Tomisul pentru a se înapoia la Roma. Oare anumiți prieteni încercase să-l răpească de aici și să-l ducă fără știrea împăratului la Roma? Și ce căuta cutia pe acest mal, departe de perimetru fostului Tomis? Dacă ar fi descoperit-o undeva pe locul fostului port, ar fi avut o explicație plauzibilă. Prietenii veniseră în taină, iar Ovidiu refuzase ajutorul lor, temându-se de mânia împăratului. Și continua să implore iertare, dar n-a venit niciodată. S-au emis mai multe ipoteze, dar cea mai înflăcărată, susținută, nu și cea mai probabilă, era aceea studentului Vlădescu. Tânărul, fire impulsivă și pasionată, pleda cu pasiune pentru următorul punct de vedere. Prietenii lui Ovidiu, în timp ce veneau să-i propună acestuia să fugă din Tomis, au fost surprinși de o furtună, chiar în apropierea orașului și corabia lor sfărmată de stânci de lângă coastă. Nava a fost aruncată spre mal, iar lada mult mai ușoară, dusă de valuri departe pe uscat. Ceilalți susțineau că odată cu corabia s-ar fi scufundat și lada, deoarece vasele de ceramică din interior erau destul de grele, iar ea nu era atât de bine încheiată încât apa să nu fi pătruns înăuntru. Replica studentului pasionat fu aceea că în timpul unei furtuni foarte mari se ivesc valuri care pot sălta o corabie peste lanțul de stânci, strivind-o în apropierea malului. De aici a fost ușor ca un val să poarte lada până pe uscat. Dar în afara posibilității ajungerii navii pe uscat în acest fel, colegii găseau hazardată însăși povestea salvării lui Ovidiu din cetatea Tomis. Cum însă nimeni nu formulase un punct de vedere ca să câștige opinia tuturor, hotărâseră să continue cercetările la locul respectiv în speranța că vor descoperi noi amănunte edificatoare. Dintre colegi, Anda era singura care își însușise fără nicio rezervă ipoteza studentului Vlădescu. Toți ceilalți, strimițându-și ochiade semnificative, erau de părere că nu argumentele științifice o convinseseră. Erau răutăcioși, pentru că Anda credea sincer că faptele se petrecuse chiar așa cum le descrisese Dinu. Când colegii s-au retras în corturi, Anda și Dinu porniră într-o scurtă plimbare de-a lungul malului.
Dinu, mai glumeț ca de obicei, era preocupat de gândul că trebuie să dovedească celorlalți că are dreptate. Ghicind că, deși își susținuse pasionat punctul de vedere, el însuși avea serioase îndoieli. Anda îl încurajă, străduindu-se în același timp să-i dovedească atașamentul sincer față de ipoteza lui. Dinule, ai povestit totul atât de frumos încât nu se poate să nu fie așa. Tânărul trezit în mijlocul gândurilor îi zâmbi recunoscător și îi spuse prinzându-i brațul. Dragă Anda, asta poate să dovedească în cel mai bun caz că am talent de povestitor. Pentru a-i convinge pe ceilalți îmi trebuie dovezi. Ori eu tocmai această posibilitate de a dovedi nu am și mă gândesc. În știință se emit ipoteze. Într-adevăr, dar numai una este confirmată ulterior de fapte și aceea este cea adevărată. Se opriră în dreptul locului unde descoperiseră în urmă cu câteva zile lada amintită. Dinu își plimbă privirea pe întinsul apei și rămase multă vreme tăcut. Închise ochii și văzu corabia salvatoare apropiindu-se de țărmurile Tomisului. Pânzele din pricina furtunii amenințătoare care se apropia sunt aproape toate strânse. N-au rămas în vânt decât două, trei, cu ajutorul cărora se încearcă ultimile manevre. Marinarii forfotesc pe punte, în vârf de catarg, glasul comandantului răsună dând ordine scurte. Deodată marea geme, ca scăpată dintr-o strâmtoare. Pe dedesubtul corabiei trece un fior. Cei de pe punte îl înțeleg ca pe un semn de primejdie. La proră, doi bărbați privesc neliniștiți spre portul care se zărește în lumina împuținată a amurgului. Acolo este Ovidiu. Îi așteaptă oare? Ei vin să-i spună, hai, trebuie să te salvăm din mijlocul acestor popoare barbare. Marea se înfioară, apoi deodată o pală de vânt rece izbește în pântecul corabiei șubrede. Furtuna dezlănțuită aruncă de colo-colo jucăria care se încăpățânează să plutească. Înfuriată de îndărădnicirea cu care îi se împotrivește, o ridică până aproape de norii negri și o aruncă în colțurile ascuțite ale stâncilor. Jucăria se sfarmă gemând îndelung. Peste puțin nu se mai vede nimic din coaja de nucă demerară. Anda! Strigă Dinu, strângând puternic brațul colegei, încă dominat de imaginea pe care o văzuse. Dacă s-a petrecut o catastrofă, înseamnă că vasul sau corabia trebuie să mai existe, aici, undeva pe direcția asta, spre larg. Amândoi, pentru că vroiau să creadă în povestea lor, se entuziasmară în fața noii idei. Sigur, Dinule, ești extraordinar, hai să-ți le spunem și lor. Ai un nou argument? Care? Cum care? Care argument nou? Povestea corabiei, păcuia nedumerită tocmai când el îi pusese o astfel de întrebare. Drept răspuns auzi râsul lui ironic, dar binevoitor. Singura ai spus povestea corabiei, tot o poveste este deci. Ori povestea, fie iar chiar științifică, nu poate fi argumentată printr-o altă poveste. Mai bine să căutăm fapte, dovezi pe care să le aducem în sprijinul ideilor noastre. Numai așa îi vom convinge. Dar cum? Aș încerca să fac unele sondaje subacvatice. Poate voi găsi o dovadă oarecare. Corabia scufundată ar trebui să se vadă. Olandezii, secând lacurile, au descoperit corăbii ale vikingilor. Italienii au adus și ei la suprafață embarcațiuni antice conservate perfect. Descoperirea de epave a ajuns aproape un sport. Aș încerca și eu să cercetez fundul apei, în speranța că voi descoperi ceva important. Nu putu continua pentru că reacția Andei fu neașteptată. Îl îmbrățișă pur și simplu. Ar fi minunată, extraordinar. Descoperirea acestei epave va fi prima ta faptă de care se va vorbi. Dar cum să o găsim? Puse ea prima întrebare realistă. Cu aparatul pentru cercetări subacvatice. Știi să-l folosești? Am auzit că e foarte periculos dacă nu ai oarecare experiență în mânuirea lui. Mai întâi am să mă scufund de câteva ori în apropierea malului ca să mă obișnuiesc.
Grupul lor fusese dotat cu un aparat pentru observații subacvatice. Ce-ar fi să încerc chiar acum prima scufundare, propuse el. E o seară minunată, apa foarte caldă, vrei să rămâi cu mine? În clipa în care fu gata să treacă la fapte, pe Anda o cuprinse teama. Mi-e frică, șopti. De ce? N-ai niciun motiv. Pentru că știu să umblu cu aparatul, dar să nu afle nimeni. Să le facem o surpriză. S-au înapoiat în tabără. Ceilalți dormeau. Dinu luă cu grijă buteliile cu aer, masca, labele de cauciuc și împreună cu Anda ajunseră iar pe mal, în dreptul locului unde găsiseră lada. Când fata îl văzu pe Dinu cu aparatul în spate, cu labele de cauciuc prinse de picioare, gata să-și pună masca pe față, își pierdu iar curajul. Acum, noaptea, apa, o speriau. Cu toate că luna rotundă ca banul de salbă strălucea în unde jucăușă. Dinu, să lăsăm pe mâine. Ți-e frică? Suntem atât de singuri? Tocmai de aceea vreau să încerc. Închipuieți că voi descoperi catargul corabiei noastre. Și are să-ți treacă teama. Voi țâșni la suprafață și îți voi striga. Anda, am găsit dovada că tot ceea ce am spus eu este adevărat. Pe această corabie trebuia să se întoarcă Ovidiu la Roma. Dinu era sigur că nu va descoperi acel catarg, dar știa că dacă ea va crede cât de cât acest lucru, nu se va mai teme deloc. Și așa se și întâmplă. Fata prinse curaj. Contactul cu apa a fost plăcut. Acum seara îi se părea foarte caldă. După ce mai controlă odată cantitatea de aer din butelie, Dinu își puse masca, se încredință că totul este în regulă, apoi se avântă spre larg. Coasta era abruptă. Numai la câțiva pași de mal, adâncimea apei trecea de 2-3 metri. Dinu notă mai întâi la suprafață să se obișnuiască cu masca. Apoi, făcu primele imersiuni de scurtă durată. De pe mal, Anda urmărea încântată mișcările lui. Înainta repede, fără să tulbure apa, ca un delfin. Și acest fel de a nota îi se părea elegant. Din când în când făcea mișcări bruște, ca să-i dea siguranța că e stăpân pe el. Zburda, iar când se hotărâ să dispară sub apă, fata se posomorâ simțind deodată singurătatea din jur. Dinu însă descoperi o lume de basm pe care nu și-o închipuise măcar. Cerul privit de sub apă își perdea culoarea albastră, stelele dispăreau, iar luna căpăta un farmec deosebit. Părea un lampion înăuntru căruia abia mai pâlpâie o lumânare, pentru că la fiecare mișcare a apei, lumina ei se tremure. Relieful subacvatic era altfel decât îl crezuse. Stâncile de piatră erau închise la culoare spre adânc, dar se luminau ca un decor de teatru pe măsură ce înaintau spre suprafață. Trecerea era atât de lină, încât părea că lumina fusese aranjată de un adevărat artist. Pești de diferite mărimi, când străluceau, când păreau niște umbre mișcătoare. Dinu se gândi să-i facă o surpriză Andei, dăruindu-i unul. Începu o adevărată urmărire pe sub apă. Simțind pericolul, peștele căuta adâncul întunecos, dar urmăritorul continua să se țină după el. Se întâmpla însă un fapt pe care tânărul nu l-ar fi bănuit niciodată. Urmărind vânatul, se trezi în față cu o namilă de câțiva metri neagră și înfiorătoare. Aproape că se lovise de ea. Monstru se părea că l-a văzut și el, pentru că îl urmări. Un delfin uriaș, gândi, bătând apa puternic cu labele de cauciuc. Spaima însă îi paralizase aproape toate mișcările. Simți deodată că aerul din butelie nu-i mai ajunge și începu să se zbată sufocat. Nu o mai fu în stare să privească înapoi spre monstru, fiind încredințat că se află la numai câțiva metri în urma lui, gata să-l înhațe de picioare. Își trase genunchii la piept. Dacă ar fi privit, ar fi văzut că din monstru apar doi oameni care se grăbesc să-l ajungă. Dinu zvârni de câteva ori din picioare să iasă la suprafață. Lumina din ce în ce mai vie îi spunea să înainteze. Ieși deasupra apei. Într-o fracțiune de secundă o zări pe Anda. Privea chiar spre el.
ridică ambele brațe și țipă. Strigătul lui nu fu decât un geamăt înăbușit de masca de pe față, imposibil de auzit. Chiar și atunci Dinu își simți piciorul prins, se zbătu, dar o forță puternică îl trase la fund și spaima lui fu și mai mare când își dădu seama că fusese urmărit de doi oameni. Cu ultimile puteri se luptă cu ei, dar curând simți că nu le mai poate ține piept. În timp ce unul trăgea de picior spre fund, celălalt îi îndepărta masca de pe față și apa năvăli. Când cei doi se convinseră că tânărul nu le mai poate face niciun rău, îi așezară masca la loc, îi dădu drumul în voia apei. Altceva aveau de făcut, să se îndepărteze cât mai repede de acest loc. Revenind la submarin și trăgându-l după ei, porniră spre nord în căutarea unui loc pentru a ascunde ambarcațiunea. Găsiseră o gaură spartă de apă în mal, în care submarinul intra în întregime. Scoaseră apoi din el un sac de cauciuc închis ermetic și ieșiră pe mal. Firă al dracului de ghinion, înjură cel mai înalt, furios pe întâmplarea petrecută sub apă. N-am început prea bine, observă ironic însoțitorul lui, un tip mai mărunt, oacheș, care părea mai solid decât celălalt. Ironia amară îl înfurie și mai mult pe cel care vorbise primul. Lasă observațiile, desfă mai repede sacul. Începură să se îmbrace. Puseră apoi tuburile cu aer și măștile în sacul gol, îl îngropară într-un loc ferit, în apropierea unei pietroi, pe care îl luară ca semn. Ce-o fi căutând ăla pe sub apă la ora asta? Se întrebă cu glas tare cel mai scund. Orice aș putea să-mi închipui, numai asta nu. Un amator nebun, îndrăgostit de plimbările subacvatice. Dar dacă nu e ceea ce spui? Cel mai înalt, căruia acum în lumina lunii îi lucea părul blond tresărit. Vrei să spui că s-ar putea să ne fie așteptat? Că ne-au luat urma? Oricare poate fi adevărul. Dacă ar fi așa, înseamnă că de acum suntem înconjurați. Nu ne-am uitat dacă mai era cineva pe mal. Abia acum se gândeau că într-adevăr ar fi trebuit să vadă dacă cel întâlnit sub apă era sau nu singur. În graba din primul moment uitaseră. La orice s-ar fi așteptat, numai la această întâlnire nu. Să ne întoarcem, propuse cel tânăr. N-are rost acum să ne îndepărtăm cât mai degrabă de locul ăsta. Ce-a fost, a fost. Anda a rămas mult timp pe mal, așteptând ca Dinu să apară la suprafață. Semnele pe care îi le dăduse când ieșise ultima oară la suprafață nu le înțelesese. Îi se păru o explozie de bucurie. Nu cumva descoperise într-adevăr corabia? O bucurie fără margini pusese stăpânire pe ea. Da, desigur. Dinu l-a găsit ceva din moment ce a ținut să-i anunțe și ei această veste. Borboloseara aia a apei trădase graba cu care se scufundase iar. Dar timpul trecea fără ca Dinu să mai dea vreun semn de viață și fata a început de la un timp să se îngrijoreze. Doar nu se apucase acum pe întuneric să cerceteze singur corabia. După cum îl știa de pasionat, îl credea în stare. Se hotărâ să mai aștepte răbdătoare. Nu se gândea încă la nimic rău. După un timp însă se neliniști. Dacă i s-a întâmplat ceva... Neliniștea se schimbă curând în teamă și apoi în groază, când își aminti de convorbirea surprinsă cu câteva zile în urmă pe tema acestor butelii cu aer. Un coleg nu-și mai amintea cine, parcă spusese că nu conțin aer decât pentru o jumătate de oră de not sub apă. Ori de când intrase Dinu, trecuse mult timp. Desigur, s-a întâmplat ceva. Împinsă de acest gând, sări în picioare și alergă spre tabără să dea alarma. Capitanul Dima se plimba prin cameră, preocupat și din când în când, oprindu-se și privind atent o foaie de hârtie de pe birou. Ceva îl nemulțumea pentru că fiecare oprire era urmată de un sunet de dezaprobare din buze, apoi plimbarea continua. Când ajungea în dreptul ferestrei, trupul lui înalt acopera tot cadrul. O șuviță de păr blond îi cădea mereu pe frunte, iar el, cu un gest mecanic, o ridica la locul ei, de unde revenea imediat. Cei care îl cunoșteau mai bine făceau haz de câte ori îl surprindea într-un dialog interior, ca acum, deoarece pe fața lui puteai urmări întreaga convorbire. Ceea ce i-amuza mai ales era gestul copilăresc, simpatic, de a-ți sugui buzele,
trăgând colțul gurii în jos de câte ori în interior nu era mulțumit. Dacă dimpotrivă totul era în regulă, ochii albaștri străluceau și un zâmbet subțire apărea în colțul buzelor, până atunci ploștitea nemulțumire. Locotenentul major Mihai, prietenul lui, avea obiceiul să-l întrebe de fiecare dată după ce îl observa un timp în care Dima trecea de la nemulțumire la zâmbet. Ei, l-ai prins? Întrebarea, după cum mărturisea Dima, îl scotea din sistemul de gândire și trebuia să abandoneze cazul. Dacă ar fi continuat, Mihai l-ar fi șicanat cu tot felul de glume până când ar fi trebuit să se lase pe gubaș. Când se întâmpla să fie împreună de serviciu, petreceau timpul analizând cazurile la ordinea zilei, elaborând noi variante, întocmind planuri de acțiune în viitor. Mai ales, încercau împreună să deruleze filmul evenimentelor, să vadă dacă vreun loc al lume nu scăpaseră un fapt sau o dovadă cât de mică în aparență, dar care putea la un moment dat să capete o importanță deosebită. Dacă nu aveau astfel de preocupări, atunci își găseau altceva de lucru. Dima descifra diverse sisteme de scriere ascunsă, înțelegând utilitatea acesteia pentru ei și îl atrăgea și pe Mihai. Fiecare dintre ei trebuia să născocească un sistem pe care celălalt să-l dezlege. De data asta Mihai reușise o schemă nouă, mai complicată, pe care i-o lăsase spre dezlegare, pentru că totul nu mersese atât de repede cum ar fi dorit. Dima a început să creadă că prietenul glumise și de data asta. Se întâmplase de câteva ori ca Mihai să-i joace o festă, dându-i câteva șiruri de litere la întâmplare să le descifreze. Dima muncea toată noaptea de gardă, ca a doua zi când îi cerea cifru Mihai, acesta să izbucnească în râs. Sincer să spun, nu cred că se poate scoate ceva din literele astea. Mie, cel puțin, mi-ar fi imposibil. Dima înțelegea că își bătuse degeaba capul. Tocmai când era gata să creadă că și de data asta prietenului îi jucase un reghin, telefonul îl smulse din preocupările de până atunci. Comunicarea urgentă îl făcu să-și ia în grabă șapca și să alerge pe scări, după ce mai întâi deschise o ușă spre camera vecină și anunță că pleacă misiune. Peste puțin timp, era într-adevăr într-o mașină care alerga cu toată viteza spre Eforie. După indicațiile primite, găsi repede tabăra studenților. De altfel, focul din mijlocul corturilor și forfota din jurul lui, neobișnuită pentru astfel de oră, îi putea indica ușor locul unde trebuia să ajungă. Pe măsură ce se apropiau, el observă terenul în care era așezată tabăra, cum erau dispuse corturile între ele și câte erau, la ce distanță de malul apei. Studenții erau derutați și nu era de mirare. De altfel, chiar profesorul își cam pierduse firea. De la prima vedere ce trăda că este un om foarte puțin obișnuit cu astfel de întrebări și care nu știe cum să le facă față. Încercă fără succes să-și aprindă luleaua pe care până atunci o întopase cu tutun. El relată capitanului Dima tot ce aflase de la Anda. De fapt, mai mult avea intenția să-i relateze, pentru că, impresionat de întâmplare, profesorul reușea atât de perfect să amestece totul, încât cel care l-asculta nu știa precis dacă studenții au găsit o corabie, o ladă sau un prieten de-a lui Ovidius, care venise să-l salveze pe poet. Simțind că n-a fost tocmai clar, profesorul îl invită să-i arate lada descoperită, cutia dinăuntru, oalele de lux și, în sfârșit, reuși să-i explice acestuia ce controverse se născuseră pe marginea acestor obiecte și a scrisului de pe capacul cutiei de Avanos. Din momentul în care se lămuri despre ce este vorba, Dima a început să pună și el întrebări pentru a organiza cât de cât relatările profesorului emoționat. Își exprima apoi dorința de a vorbi cu Anda, dar nu o găsi nicăieri în tabără, cu toate că nimeni nu o văzuse plecând. Dima bănuie atunci unde trebuie să fie. Se urcă în mașină, îl invită și pe profesor și porniră în grabă spre locul unde studentul Vlădescu intrase în apă. O descoperi pe fata acolo. Stătea chircită pe o movilă de pământ și plângea.
Profesorul îngrijorat sări grăbit din mașină și cu un gest părintesc o ridică în picioare fără să-i adreseze un cuvânt. Numai când Dima a fost și el alături, profesorul o rugă cu glas tremurând. Anda, dragă, iată că a venit cineva care o să lămurească totul. Te rog să-i explici tu în amănunt cum s-au petrecut faptele. Vrei să-i vorbești? Fata clătină din cap supusă, dar fără să ridice privirea spre cel căruia îi se adresează. De la primele cuvinte, Dima înțelese că Anda pierduse mai mult decât un coleg. Durerea era sinceră. Își dădu apoi seama că nu poate afla nimic de la ea până când nu se liniștește puțin. Și lăsă asta în grija profesorului. Între timp, el puse câteva întrebări celorlalți colegi veniți și ei în urma mașinii la locul accidentului. Toți păreau la fel de afectați de întâmplare. Ce fel de student era? Foarte bun, anul ăsta a terminat printre primii trei din anul nostru. L-a informat un tânăr scund, dar numai nervi. Un coleg sincer. Nervozitatea lui excesivă se datora, desigur, faptei tragice petrecute. Dima îi punea aceste întrebări retras câțiva pași de ceilalți colegi, astfel încât să nu fie auzită convorbirea lor. Studentul Vladescu și colega dumneavoastră cu care a venit el aici erau prieteni? Tânărul ezită, cântărea răspunsul. Cred că între ei era mai mult decât o prietenie. Îi legau altfel de sentimente și poate că nu este prea mult să spun că se iubeau. Și ea iubea? Oh, sunt sigur. Anda este o colegă admirabilă, iar pentru ea Dinu era un mare savant. Orice ar fi afirmat el, își însușea fără nicio rezervă. Mă refer la diverse ipoteze științifice, de aceea despre care vi s-a vorbit și care l-a determinat pe Dinu să se scufunde. Spune-mi, te rog, de când sunteți dumneavoastră aici? Vladescu, ce fel de comportare a avut? A întreținut, să zicem, legături cu cineva din afara taberei? Nu cred. Adică, sunt sigur că nu. Am lucrat împreună toată ziua. Ziua, dar seara. N-a ieșit niciodată singur din tabără să facă o plimbare? Sau s-a întâmplat vreodată să plece pentru mai mult timp fără să spună cuiva, dar să constatați dumneavoastră lipsa lui? Plimbări în afara taberei a făcut în fiecare seară, dar numai împreună cu Anda. Și nu cred că se duceau prea departe. Serile le-au petrecut împreună, toate consultând obiectele descoperite peste zi. Anda ar putea să vă spună mai multe în privința plimbărilor. Dima l-asculta pe student, bătându-și o țigare de unghia degetului mare, cu un aer aproape indiferent, care era de fapt dovadă că, dimpotrivă, gândește foarte intens la tot ce îi se spune. Te-aș ruga să-mi răspunzi la o ultimă întrebare. Dacă dumneata ar trebui să-l califici pe Vladescu, ce îi spune despre el? Dar te rog să te gândești bine înainte să-mi răspunzi, deoarece nu este vorba de relatarea unui fapt, ci de aprecierea în ansamblu a unui om. Un coleg foarte bun, pasionat, pregătit, era gata de orice pentru a-și apăra punctul de vedere și nu ceda decât în fața probelor potrivnice, veni răspunsul foarte prompt, cu toată recomandarea lui Dima de a medita înainte de a-l da, ceea ce dovedea că aprecierea asta favorabilă putea fi ușor făcută. Dima se adresă apoi celorlalți studenți, cerându-le părerea despre Vladescu și toți confirmară caracterizarea pe care o făcuse primul. Se putea trage concluzia că, într-adevăr, Vladescu fusese un student apreciat, silitor, bun coleg fără relații dubioase, preocupat numai de meseria pe care o îndrăgea și de sentimentele pe care le nutrea colegii sale Anda Vasilescu. Nimic nu atrăgea atenția asupra comportării lui. Părerile despre fată erau de asemenea favorabile, chiar și în privința sentimentelor ei pentru Dinu. Atunci, Dima simți nevoia să-și pună ordine în gânduri. De câte ori se afla în fața unui fapt nou, mai înainte de a-și întocmi un plan pe hârtie, în care să-și menționeze toate variantele pe care le găsea posibile, își făcea unul sumar în minte, încercând să-și răspundă la cât mai multe întrebări care se iveau din prima clipă. Se întreba cine ar fi putut comite acest fapt, în ce scop, prin ce mijloace și de cine a fost ajutat și așa mai departe. Cine era de regulă ultima întrebare pe care și-o lămurea. De data asta însă nu știa absolut nimic, deoarece însuși victima nu fusese descoperită. În sinea lui începu să creadă
că este vorba despre un accident nefericit, fără nicio legătură cu ceea ce îl interesa pe el, vaporul Mehedinți. Dar pentru că acest fapt se petrecuse în raza lui de observație, fusese imediat înștiințat. I se părea că dintr-un motiv anume, pe care îl va afla mai precis de la fată, băiatul s-a scufundat folosind aparatele pe care probabil n-a știut cum să le manevreze și s-a înnecat. Își notă această întrebare în carnețel. Vlădescu știa să folosească aparatul de aer sau acum încerca pentru prima oară? Se adresă iar primului interogat și îi puse întrebarea de mai sus. Nu l-am văzut niciodată umblând cu aparatul acesta, îi se răspunse. De altfel, îl primisem de curând, deoarece un zid de piatră descoperit de noi se prelungește până sub apă. Dima se apropie de Anda acum mai liniștită. Încercă să-și fixeze prin câteva atribute trăsăturile felului ei de a fi. Modestă, fire închisă, fără experiență afectivă. În clipa de față depășită de întâmplarea care avusese loc, dându-și seama de neliniștea care încă o stăpânea, își propuse să nu insiste într-un interogatoriu amănunțit, ci să-i ceară mai multe răspunsuri care îi trebuiau pentru a-și putea orienta cercetările în viitor. Voia să stabilească definitiv care erau relațiile dintre ea și Dinu. Colegii puteau totuși să interpreteze în felul lor o prietenie strânsă, să afle precis de ce au venit aici, de ce a ținut el să se scufunde noaptea asta. Și în sfârșit amănunte în legătură cu desfășurarea faptelor. Când anunțase nenorocirea în tabără, fata nu le strigase celorlalți decât atât. Veniți, Dinu s-a înnecat. De la primele întrebări, Dima constată că fata narează totul corect, precis, fără ezitări, fără dorința de a lăsa ceva nelămurit sau de a ocoli vreun amănunt. În ciuda modestiei și a timidității, se evidenția imediat o inteligență deosebită. Povestind, se liniști definitiv și Dima află cu precizie ce s-a întâmplat. Vă rog să-mi spuneți ce s-a întâmplat din clipa în care studentul Vlădescu a intrat în apă. Amintiți-vă și faptele de mai mică importanță. Dacă se poate, relatați în fiecare gest. Orice amănunt poate să capete importanță în cercetările noastre. Eu am rămas pe mal, iar Dinu a intrat în apă. Mi-a spus că apa este foarte caldă, dăduia primele amănunte. Apoi s-a mai convins odată că știe să manevreze aparatul de aer și și-a pus masca pe față și s-a scufundat. A apărut de câteva ori la suprafață, apoi a lipsit mai mult timp. Eu priveam atent să văd unde va ieși. Când l-am văzut chiar la suprafață, spre mirarea mea, era de acum în larg și a ridicat ambele mâini către mine. Era tocmai acolo unde apa se negrește deodată, arătă ea spre locul unde, din cauza stâncilor, apa părea de culoare mai închisă. Vă rog să interpretați acest gest, vă chema sau era un salut sau cerea ajutor? Fata rămase pe gânduri. Până atunci nu se gândise la acest gest. Crezuse că vroia să-i atragă atenția asupra locului unde se afla. N-aș putea să vă spun, dar pot să vă arăt semnele pe care le-a făcut. Vă rog! Fata se strădui să reproducă în tocmai gesturile. Nu fuseseră decât două, trei ridicări de brațe, într-un timp foarte scurt. După cum îmi arătați dumneavoastră, parcă voia să vă atragă atenția, dar în același timp lovea și apa ca și când ar fi încercat să înainteze mai repede, nu credeți? Da, parcă vroia să se apropie de mal, pentru că făcea mici salturi înainte. Încerca să apreciați cât mai exact cam cât timp a trecut de la ultima scufundare până când ați pornit spre tabără. Cred că mai mult de jumătate de oră. Asta a și fost motivul pentru care m-am alarmat. Mi-am amintit că tuburile nu aveau aer decât pentru 30 de minute. O ultimă întrebare, vă rog. În clipa în care și-a prins tuburile de aer în spate, era emoționat, agitat, se temea de această scufundare sau dimpotrivă? Nu, era nerăbdător să încerce cât mai repede aparatul, pentru că a doua zi în zori, mai înainte de a pleca pe șantierul nostru, el voia să vină aici, să caute urmele corabiei de care ați auzit. Nu mi s-a părut prea agitat, sau că se temea de această scufundare. Dimpotrivă, era nerăbdător să descopere lumea din adâncuri. Vă mulțumesc dacă voi fi nevoit să vă mai pun unele întrebări. Am să vă mai deranjez. Stau cu plăcere la dispoziția dumneavoastră. Și-o vă ia.
Dima înțelesese că fata mai voia să spună ceva. O privi astfel încât o încurajă. Vă rog, ce vreți să faceți acum, să-l căutați pe Dinu? Trece atâta timp fără să se facă ceva? Imediat ce se va face lumina, aveți toată încrederea în noi. Pentru asta nu trebuie să mai rămâneți și dumneavoastră aici. Dima îi comunica apoi profesorului că deocamdată nu mai are nevoie de serviciile lui și că se poate înapoia în tabără. Înainte ca acesta să plece, l-a rugat ca în viitor să-i comunice orice eveniment care crede că are vreo legătură cu cazul anchetat. Profesorul se grăbi să-i promită și plecă de la acel loc. Dima își privi ceasul. Era 2:30. Până în zori, mai era aproximativ 2 ore. Se hotărâ să rămână la fața locului și trimise mașina să aducă o barcă pneumatică, un aparat pentru investigații subacvatice și trusa lui de cercetare. Mai trimise să-l cheme la fața locului și pe Mihai. Zâmbi cu prietenească răutate, gândindu-se la mutra lui Buimacă atunci când va fi trezit din somn. Știa că Mihai doarme ca un buștean de seara până dimineața. Rămas singur, Dima se așeză pe un mușuroi de pământ și veghea atent să nu se apropie sau să nu se îndepărteze cineva. Gândurile îi se învârteau în jurul problemelor ridicate de acest caz. Tot ce se întâmplase până acum îl împingea către concluzia că a avut loc un accident. Aparatele pentru investigații subacvatice sunt destul de sensibile. Dacă Vlădescu simți nevoia de mai mult aer, a închis tubul în loc să-l deschidă. Accidente de acest fel erau cele mai frecvente. O singură respirație, dacă n-a simțit aer, și și-a pierdut cumpătul. A fost de ajuns. Dar gesturile acelea către fată puteau să fie gesturi de disperare. Oare voia să înainteze spre mal? Era firesc să se îndrepte într-acolo. În minte, îi se contură și o altă variantă. Dacă la fundul apei exista ceva care i-a prins piciorul? Nu, nu se putea. N-ar mai fi ajuns la suprafață să facă semne. Dar dacă, deși prins de picior, a ajuns totuși până la suprafața apei și a reușit să se susțină un timp, în care și-a scos masca încercând să strige spre mal. Înlătură această variantă și se opri la alta. Dacă nu și-a pus bine masca și apa a pătruns înăuntru sufocându-l, desigur ar fi fost posibil, dar se naște o altă întrebare. Apa, dacă ar fi intrat sub mască, s-ar fi filtrat treptat. De ce n-a ieșit la aer să o înlăture? Era un motiv de nedumerire, dar exista și un contraargument. Tânărul era fără experiență, iar în clipa în care primul strop de apă sărată a ajuns pe fața lui, s-a făstăcit, a umblat la tubul de aer să-l deschidă mai mult. Și atunci l-a închis. Văzu farurile unui automobil și după viteză știa că trebuie să fie aceea pe care o aștepta. Mihai, cu glasul lui încă îngroșat de somn, ceru amănunte, dorind să afle cât mai repede ce s-a întâmplat. Dima îi le dădu. Vezi vreo legătură între asta și mehedinți? Se interesă el. Deocamdată nu, dar... Vorbiră îndelung până în clipa în care în jurul lor se făcu lumină. Apoi se apucară de treabă. Spre marea lor mirare, când dădură de un dâmb ieși ceva mai mult spre apă, văzură plutind nu prea departe corpul neînsuflețit al studentului căutat. Barca fiind prea mică, nu putură ridica în ea cadavru, dar îl împinseră spre mal. Cu deosebită atenție îl traseră pe uscat. Automobilul porni cu toată viteza după medicul legist și procuror. Dima, până la sosirea celor doi, făcu mai multe fotografii, apoi se hotărâ să nu stea degeaba. Se dezbrăcă, își puse masca subacvatică pe față și, luând tuburile cu aer în spate, se scufundă să studieze fundul apei, acolo unde se întâmplase nenorocirea. Cercetă întregul spațiu dintre locul în care intrase în apă studentul Vlădescu. Arăta de fată punctul de unde-i făcuse semnele amintite și locul unde descoperise acum cadavrul. Mihai de pe mal îl dirija. În toată regiunea aceea nu descoperi nimic deosebit. Fundul apei era neted ca o plajă, nici o stâncă, nimic altceva de care să se fi putut agăța piciorul celui necat. Reveni la suprafață și se pregăti să cerceteze cadavrul. Îl privi îndelung.
frământându-și buzele într-un gest pe care Mihai îl cunoștea. Era o dovadă că e foarte preocupat. Ceru apoi să fie întoarsă victima cu fața în jos. Apoi pe partea dreaptă, pe cea stângă și în sfârșit cu capul în jos. Poți să-mi spui și mie de ce a trebuit să facem această gimnastică suedeză? Dima zâmbi. Mihai avea acest obicei ca în momentele cele mai grave să vină cu o observație care te făcea să zâmbești. Dima, după cum singur mărturisea, umorul era felul lui de a reacționa în fața evenimentelor, oricât ar fi de neplăcute. Drept răspuns, Dima îl invită să privească atent cadavrul. Și el, numai acum, după ce se apropiase a doua oară să-l cerceteze, observase ceva ce i se păru deosebit de important. Te referi la ceva care să dea vreo lămurire în legătură cu cauza morții? Evident! Mi se pare că a fost un accident, vezi bine? Masca de pe față e plină cu apă. Înseamnă că n-a știut să o folosească și apa a pătruns în ea. Ei, și? Sări Dima, atrăgând atenția asupra acestui amănunt. Și dacă n-a știut să o folosească, a intrat apa și l-a sufocat. Deci, a intrat apa pentru că masca n-a fost bine pusă. Noi însă am scos cadavrul de mai bine de o jumătate de oră din apă, nu-i așa? Adevărat, dar. Iar apa din mască s-a păstrat aproape toată. Privește-te, rog. Parcă acum l-am scos pe uscat. Ori dacă masca nu ar fi fost bine așezată, apa ar fi ieșit prin acest loc pe unde s-a infiltrat. Nu ar fi fost logic să se întâmple așa? Da, da, da. Făcu Mihai deodată interesant. Știi că e foarte logic ceea ce spui, cu atât mai mult cu când moartea a survenit de curând, iar fața nu a suferit nicio schimbare. Am întors cadavrul pe toate părțile să văd pe unde curge apa, dar nici gând. Atunci, ce s-a întâmplat? Toate astea duceau cu totul la altă concluzie decât aceea a unui accident. Și dacă nu era într-adevăr accident atunci, nu pot să-mi închipui că cineva i-a tras masca de pe față când a intrat în apă cu ea. Apoi a dat drumul la loc. Asemenea vietăți submarine nu cunosc, dar mă rog, ca o variantă a cazului poate fi discutată. Să gândim mai departe, continuă Dima. Admit posibilitatea a nu știu ce vietate, după cum spui tu, care i-a tras masca de pe față. Nu te grăbi să protestezi, hai, în acest scop, să ne imaginăm cum s-au petrecut faptele. Mai întâi întâlnirea. Speriat, băiatul încearcă să ajungă la mal. Iese numai până la suprafața apei și face colegii semne, care pot fi interpretate ca cerere de ajutor sau ca dorința de a înainta cât mai repede. Apoi dispare. Ei, cum a dispărut? Dima se antrenase atât de mult încât sări la loc și începu să se plimbe de colo-colo, contemplându-și explicațiile prin gesturi largi, cum îi era obiceiul. Se întoarse iar spre Mihai și îl întrebă, parcă răstit vorbindu-i drept în față. Cum a dispărut Mihai? Iată o întrebare ce mi se pare a fi deosebit de importantă. Scufundându-se, glumi iar acesta pentru că întrebarea îi se părea ciudată. Dima trecu însă peste observația lui și continuă. Nici nu știi cât mă interesează acest infim amănunt. Cum a dispărut? Da, scufundându-se. Dar într-un fel se scufundă un om tras de picioare, să zicem, și altfel un înătător care știe să folosească labele subacvatice. Închipuieți un înătător care iese din apă și intră iar. Să urmărim curba pe care o descrie. Apar palmele, brațele, capul, bustul, apoi dispar brațele, capul, picioarele, să văd și ele puțin, apoi dispar. Se scufundă înaintând. Dacă studentul a ieșit la suprafață numai ca să-i facă semne colegii să-l aștepte, varianta că ar fi descoperit ceva și era bucuros, cade. Ar fi dispărut descriind curba amintită. Dar dacă cineva, viețuitoarea ta, spre exemplu, l-a tras de picioare, cum s-a dus la fund? Desigur, atunci a dispărut înapoi fără să mai descrie curba pe deasupra apei. El cade înapoi dispărând bustul, capul și brațele. Cum s-au petrecut faptele, poate să ne spună fata. Numai ea poate să ne spună dacă își mai amintește acest amănunt. Mihai se grăbi spre tabăra studenților, iar Dima se apropie de cadavru. Nu voia să amâne cercetarea lui deoarece se temea că din cauza căldurii
corpul își va schimba repede înfățișarea, făcând imposibilă identificarea ulterioară a anumitelor urme. La prima vedere, nu descoperi nicio zgârietură care să dovedească o luptă între victimă și agresor, se oprind de lung asupra mâinilor. O palmă era încleștată, dar în pumnul format nu descoperi niciun fir de păr sau altceva. În sfârșit i se păru că a găsit o urmă, pe piciorul stâng, cu vreo 5 cm mai sus de gleznă, pe partea din afara piciorului, văzu 4 puncte vineții, de mărimea unui monez de 5 bani. În fața lor, în dreptul celor 5 vânătăi din mijloc, dar la 3 cm distanță, o altă vânătaie de aceeași mărime. Dima se ridică de lângă victimă, își umflă pieptul mulțumit și privi spre tabăra studenților de unde trebuia să apară Mihai. Nu se așteptase la o dovadă atât de clară. Când Mihai era încă departe, profitând că era în loc deschis și nu-l putea auzi nimeni, îi strigă nerăbdător: s-a scufundat, înapoi, nu-i așa? Pun prin soare pe orice vrei tu. Fata mi-a confirmat după expresia ei, ca și când ar fi avut o greutate de picior. Mai întâi a dispărut capul, apoi brațele, pe care le ținea întins în sus. Așa cred și eu. Vino să-ți arăt ultimile dovezi. Ne-au rămas câteva urme pe care ne putem vizui în cercetările ulterioare. Îi arătăm micile vânătăi de pe piciorul stâng al studentului Vladescu. Da, știu ce sunt. Urmele pe care le lasă o mână când strânge piciorul cuiva. Întocmai Mihai. Făcură următoarea experiență. Mihai îl prinse pe Dima ceva mai sus de gleznă și strânse. Când îi dădu drumul, pe locul unde fusese vârful degetelor, rămăseseră mici pete albicioase. Țesutul fiind presat golit de sânge, se albise în regiunea respectivă. Aceste semne erau dispuse întocmai ca cele de pe piciorul victimei. În rândul celor 4, 2 ceva mai în față, iar 2 mai înapoi, cu o jumătate de centimetru, adică tocmai diferența de lungime dintre degetele mâinii. Urma din fața lor era lăsată de degetul mare. Cu ocazia asta am putea afla câte ceva despre omul nostru, remarcă Mihai. Dacă vom fi la fel de abil ca Lain, vom reconstitui și vom ști mai multe despre el. Hai să încercăm să notăm câteva date despre acela pe care va trebui să-l găsim cât mai curând. Mihai, ceva mă face să cred că tu ești o măsură tocmai bună pentru experiență. Prinde cu palma în aceeași regiune celălalt picior. Să văd dacă individul nostru are mâna mai mare sau mai mică decât a ta. Mihai apucă piciorul drept al victimei cu puțin deasupra gleznei și Dima măsură distanța dintre cele 4 degete și al 5-lea, cel mare. Era cu puțin mai mică decât distanța dintre urmele de pe piciorul stâng. Această constatare se păru că nu-i convine lui Dima. De ce mustăcești nemulțumit? Are palma cu o jumătate de centimetru mai scurtă decât a ta, nu vezi? Asta înseamnă că nu sunt eu agresorul, răspunse aparent serios Mihai. O să răsuflu ușurat. Până la proba contrară, îi răspunse Dima de data asta apreciind gluma prietenului său. Ca o concluzie la cele constatate, Mihai rostind, răsuflând adânc așa cum faci după ce parcurgi o anumită etapă de drum și te oprești pentru odihnă. Va să zică, vorbi el tărăgănat, putem nota următoarele. Individul are lungimea palmei de aproximativ 20-21 de centimetri. Ținând seama de raportul obișnuit dintre organele corpului omenesc, putem să ne facem o idee și despre înălțimea lui. Probabil că este un bărbat de aproximativ 1,73 m. Întocmai. Mai departe, după urmele lăsate, aș trage concluzia că are degetele relativ subțiri. O mână de om care nu își câștigă existența muncind fizic. Accept și această presupunere. Când sosiră medicul și procurorul, Dima a putut cerceta și tuburile de oxigen, deoarece doctorul îndepărtă masca de pe fața victimei. Amândouă erau goale. Ăsta era motivul apariției corpului la suprafață. Fusese susținut de ele, odată cu această constatare și presupunerea că studentul
ar fi închis din greșeală aerul și s-a sufocat, fu înlăturată definitiv. Medicul cercetă victima, constată moartea prin înec, aprecie că cele 5 ușoare vânătăi ar fi putut fi provocate de o mână care a prins piciorul. După ce corpul neînsuflețit fu ridicat, Dima și Mihai se apucară să studieze malurile dinspre nord și dinspre sud. Cel care l-a prins de picior pe tânărul student trebuie să fie ieșit pe undeva din apă, pentru că sezoniștii încă nu apăruseră, fiind prea dimineață. Putea fi găsite urme concludente. Porniră în direcții opuse, mergând chiar pe marginea apei. Tocmai când își pierduse orice speranță să mai găsească ceva, Dima dădu de câteva urme care puteau să fie acele căutate. Parcurse mai bine de 2 km de la locul crimei. Erau două perechi de urme care făceau cu apa un unghi foarte ascuțit, ceea ce dovedea că indivizii merseseră mult prin apă ca să deruteze. De ce au ieșit aici? Se întreba Dima. Găsi ușor răspunsul. În față, la cel mult 200 de metri, se întindea până la marginea apei o tabără de pionieri pe care trebuia să o ocolească. Un al doilea motiv ar fi putut fi acela că, mergând spre nord-vest, ajungeai la gară. Ori, într-o împrejurare ca asta, o gară este o oază căutată, pentru că din ea poți să dispari oriunde. Direcția în care evoluau pașii venea să confirme această presupunere. Dima trimise să-l înștiințeze pe Mihai despre descoperirea făcută, iar el se apucă să studieze urmele. Mai departe, câteva sute de metri, se întindea un câmp sterp, numai cu ciulin și pietre. Probabil că stânca era atât de aproape de suprafață în aceste locuri, încât pământul nu putea fi lucrat. Era un fel de pășune, cu iarbă arsă de soare iute din ultimele 2 săptămâni. Dima se luă după urmele de nisip, sperând să găsească unele mai clare când va ajunge pe pământ. Nisipul nu păstrează amănuntele încălțămintei. Nici pe pământ nu descoperi mare lucru. Continuă totuși meticulos să studieze fiecare urmă până în clipa în care strădania lui fu răsplătită. Ajuns în dreptul unor mărăcini care formau o adevărată barieră, observă că dincolo de ei cei doi lăsaseră urme distincte. Sărind peste lanțul de mărăcini, căzuse în imediat apropierea tulpinelor, unde la rădăcină pământul păstrase mai multă umezeală și era mai afânat. Tălpile pantofilor se vedeau bine întipărite. Până la sosirea lui Mihai, luă câteva fotografii și măsură cu atenție urmele. Se pare că exista o concordanță între datele căpătate anterior și urmele lăsate de una dintre perechile de pantofi. După înălțimea presupusă și pornind de la mărimea mâinii, pantofii trebuiau să fie numărul 42, ceea ce se confirmă. De acum putea să spună cu oarecare certitudine că unul dintre indivizi era într-adevăr de înălțimea la 1,73-1,75 m, deci o înălțime medie către înalt. Dacă poartă o pereche de pantofi cu toc mai gros, poate să pară chiar înalt. Ceva important? Întrebă Mihai apropiindu-se. Mai nimic, niște urme. Mihai rămase o clipă descumpărit de răspunsul primit, apoi înțelese că de data asta prietenul îi răspunsese cu aceeași monedă, adică glumise. Studiară împreună urmele. Fiu, fiu, fluieră Mihai. Cam grăsuț băiatul, ia uite ce urmă a lăsat și pământul nu e prea moale. Prea afâna nu, dar ea privește ce pas a trebuit să facă pentru a trece peste mărăcini. Mihai dădu dreptate, încercă și el să treacă peste gardul plin de țepi și nu reuși decât sărind. Făcură un experiment. Sărind peste mărăcini. Cercetară urmele care arătau că individul trebuia să aibă o greutate de aproximativ 72 sau 73 de kilograme, ceea ce dovedea o statură foarte proporțională. Așadar, reluă el, să recapitulăm. Înălțimea 1,73-1,75 m, greutatea 71-72 de kilograme, mărimea palmei 21 de centimetri, degete subțiri, pantoful numărul 42.
Știi că încep să-l văd? Culoarea părului, albastru descris spre violet. Buna lor dispoziție dovedea că era mulțumit de felul cum decurgeau cercetările. În așteptarea specialistului care urma să ia mulajul urmelor și a unui câine cu ajutorul căruia, Dima spera să pornească mai departe cercetările și se duseră în tabăra de pionieri să întrebe dacă nu zărise cineva pe doi indivizi și în ce timp. Nu aflară mai nimic. Atunci Dima și Mihai se înapoiară în locul unde descoperiseră urmele. Cu toate că erau în câmp, zăpușala se simțea din ce în ce mai tare. Nimic nu se clintea în jur. Nimeni nu îndrăznea să părăsească vilele sau corturile și să se îndrepte în altă parte decât spre plaje. Acolo, în schimb, larma și agitația era întoi. O astfel de zi este tot ce își dorește un sezonist hotărât să nu se întoarcă acasă mai înainte de a căpăta culoarea ciocolatei. Dima și Mihai însă nimic nu și-ar fi dorit mai mult decât un nor care să tempereze puțin iuțeala soarelui. Pe Dima, care avea pielea albă de blond, soarele îl prinse repede, așa că atunci când cei așteptați sosiră, avea de acum culoarea fierului încins. Mihai Oacheș rezistase mai bine, permițându-se să glumească pe seama culorii căpătate de Dima. În condițiile astea nu-ți doresc să întâlnești un taur fioros, iar pentru la noapte îți recomand iaurt de prima calitate pentru că e mai gras și protejează mai bine pielea. Îți promit că voi mânca diseară două borcane și pentru masa peste care am sărit în dimineața asta. În timp ce specialistul lua mulajul urmei, Dima și Mihai și lucrătorul care venise cu câinele continuară cercetările. Câinele, după cum se așteptase și Dima, se îndreptă spre gară. Ajuns aici, se opri în dreptul casei de bilete, apoi, după ce se roti de câteva ori, porni iar mai departe spre ușa care dădea pe peron. Într-un anumit punct se așeză pe picioarele din spate, privindu-i semnificativ. Aici înceta urma. Dima consultă mersul trenurilor și constată că din momentul când doctorul apreciase că survenise moartea studentului și până la ora aceea, trecuseră pe acolo trei trenuri. Primul la ora 1:20, al doilea la 6:10, iar al treilea la 11:25. Era aproape sigur că cei doi luaseră primul. Luaseră primul tren, pentru că nu mai aveau niciun motiv să întârzie acolo câteva ore. Știut fiind că primul gând al unui criminal este acela de a se îndepărta cât mai repede de locul infracțiunii. Se adresă șefului stației. V-aș ruga să ne dați câteva amănunte tehnice. Șeful, un om corvolent, dar deosebit de sprinten pentru mărimea lui, se oferi imediat să răspundă întrebărilor. Mai întâi v-aș ruga să ne spuneți dacă de regulă locomotiva aceluiași tren oprește aproximativ în același loc. Cel întrebat își strânse ochii și așa cam mici și acoperiți de ploape grele, dovadă că încearcă să-și amintească foarte precis acest amănunt. Știu eu ce să vă spun, cred că trebuie să-mi precizați despre ce tren este vorba. De ce? Pentru că nu toate au același număr de vagoane și de aceea unele locomotive opresc mai aproape de stație, altele mai departe. Înțelegeți? Să ne oprim la aceste două trenuri. Cel de la ora 1:20 și cel de la 6:10. Locomotivele lor nu opresc în niciun caz în același loc. Cel de la 1 noaptea merge până la Cluj și este foarte lung, 12 vagoane. Celălalt este o cursă de Constanța care are numai 3 vagoane. Să încercăm să determinăm locul fiecarei locomotive. Vreți să mergeți cu noi la fața locului? Șeful stației le arătă unde opresc de obicei locomotivele. Locul, de altfel, dacă era mai atent observat, deoarece spațiul dintre șine era îmbibat cu uleiul scurs din multe angrenaje. Vagoanele sunt de tip lung? Da, vagoane moderne, pentru că linia este principală. Numai primul vagon e mai scurt, cel cu poșta și cu coletăria rapidă. Dima îi mulțumi șefului de gară pentru amabilitatea cu care îi dăduse relațiile cerute și rugă să transmită casierului
care fusese de servici noaptea trecută, că vrea să-i pună câteva întrebări. Acesta locuia chiar la gară, la etaj. Dima măsură apoi câțiva pași din locul indicat ca fiind acela în care oprește locomotiva trenului de la ora 1 și acela în care se oprise câinele. Măsură apoi același număr de pași pe lângă o garnitură de tren trasă pe o linie secundară și constată că a ajuns în dreptul vagonului 6. Îi spuse lui Mihai: ultimul cuvânt e al casierului. Dacă el ne spune că azi noapte a vândut 2 bilete pentru locurile din vagonul 6, înseamnă că omul nostru a plecat de aici, cu trenul de 1:20. Mai mult, dacă avem norocul să-și amintească și cui le-a vândut, vom completa substanțial portretul pe care l-am început. Și un amănunt destul de important, putem afla pentru ce localitate au luat biletele. Casierul avea ochii cârpiți de somn și pufăia moroconos. Dimai ceru scuze și îi explică de ce a fost neapărată nevoie să-l deranjeze. Îi era foarte necesară o informație pe care numai el o putea da. Vă amintiți cumva câți pasageri au fost azi noapte pentru trenul de ora 1:20? Pot să vă răspund precis pentru că mi-am făcut casa. Da, am dat 8 bilete. Amintiți-vă pe cât posibil cum arătau călătorii pe care i-ați văzut noaptea trecută în gară. După ce am dat biletele, am ieșit pe peron și am stat o bună bucată de vreme, deoarece la casă nu mai era nimeni. Cu atât mai bine. La bilete au venit 3 bărbați și o femeie destul de tânără și foarte nostimă. Ați putea să ne spuneți câte ceva despre ei? Da, fata era foarte frumoasă, deși tânără, avea părul cenușiu din cauza firelor albe. Și cum să vă spun, zâmbea încântător, un zâmbet deschis copilăresc și gesturile. Prin fața mea pe la ghișeu trec nenumărate femei, dar pot să vă asigur că n-am mai văzut de mult o femeie la fel de drăguță. Dima îl privi cu coada ochiului pe Mihai, care zâmbea în barbă, astfel așezat încât casierul să nu-i vadă fața. Dima îl ascultă răbdător. După cum a descris în amănunt rochea, pantofii, mersul, geamantanul, cei doi erau convinși de acum că ea a fost motivul pentru care casierul a ieșit pe peron după ce a dat biletele. Vorbea de câteva minute despre fată, când întrebă deodată, revenind la realitate: dar poate că nu vă interesează toate astea. Cred că ne-ați furnizat suficiente amănunte despre ea, așa că... Frumoasă femeie, pe cuvântul meu! Ceilalți? Ceilalți? Întrebă el, trădându-se că bagajul amintirilor de data asta era mult mai sărac. Da, un bărbat blond cu o cămașă în carouri, care a luat un bilet, un altul... Un moment, vă rog, ce culoare avea cămașa? Carouri albastre cu bleu. Cred că avea și ochii albaștri. Un amănunt oarecare, nu vă amintiți? Da, sărea în ochi. Îi lipsea chiar dintele din față. Ăsta, își prinse el incisivul din dreapta și îl zgâlții de parcă vroia să-l scoată. Pe ceilalți vi-i amintiți? Un bătrân, adică mai bine zis un om în vârstă cu copiii lui. Un băiat de vreo 19 ani și o fată de vreo 17, care au așteptat trenul stând pe canapeaua din fața restaurantului. Aveau 2 valize de piele. Fata era înaltă și subțire. Iar fata, gândi amuzat Dima. Oh, tinerețe, tinerețe! Într-adevăr, casierul nu avea mai mult de 25 de ani și din câte aflase, era neînsurat. Bărbatul purta un sacou vernil și în cap o șapcă de soare. Pantofii maro. Ultimul, un tânăr cu mustață care era împreună cu o fată blondă. Tot timpul s-au îmbrățișat și au stat pe bancheta aceea mai ferită de lângă peron. Cred că erau logodiți. Trenul are locuri rezervate? Desigur. Și le-ați dat tuturor în același vagon? Aici nu este cap de linie, așa că am dat locurile după cum mi-a venit diagrama. În niciun caz n-au stat în același vagon. Să ne uităm și pe diagramă. Asta am vrea să știm, dacă vă amintiți stațiile pentru care
au luat biletele călătorii de care am vorbit. Există o deformație profesională, știți și dumneavoastră. Aproape în orice clipă aș putea să vă spun câte Clujuri, câte Iașuri, câte Bucureșturi am dat. Tânăra femeie a luat pentru București, cred că se mai întoarce. Dima a făcut ochii mari. Ați reușit să conversați? Întrebă el cu dublu înțeles, pentru că vorbele lui mai puteau să însemne și ai reușit să o cunoști? Nu, dar m-a întrebat dacă nu poate să ia bilet dus întors, ceea ce înseamnă că atunci se înapoiază precis, dar ceilalți? Ceilalți, să vă spun sincer, nu știu încotro a plecat fiecare. Știu că am dat 2 pentru Galați, 3 pentru Pitești și 2 pentru Constanța. Atunci să privim diagrama. Casierul aduse diagrama vagoanelor și Dima se opri la vagonul numărul 6. În vagonul ăsta ați dat vreun loc? 2 pentru Constanța, după cum vedeți scris. Deci în acest vagon puteau să fie sau cei 2 îndrăgostiți, sau cei 2 de care se interesaseră ei. Dar pentru că și câinele se oprise în dreptul acestui vagon, aproape sigur că cei 2 au luat bilete pentru Constanța. Dima se hotărâ să mai verifice încă o dată acest raționament, întrebându-l pe casier. Nu cumva tânărul cu cămașa albastră a cerut bilet pentru Constanța? Casierul se gândi o clipă. Da, s-ar putea. Dar nu ne-ați vorbit de celălalt. Era ceva mai scund, într-o cămașă albă și pantalon gri. Merseseră pe peron și casierul le arătă unde stătură cei 2 când a ieșit el să ia aer. Era chiar locul în care se oprise câinele. Cum de-ați putea face această precizare? Întrebă Dima. Păi am vorbit cu el, cu blondul. Adică n-am vorbit, dar ne-am făcut semne. Se uitau și ei la femeia pe care v-am descris-o. Eram în dreptul lor când ea a trecut pe lângă noi și ne-am sucit toți 3 capetele, apoi am izbucnit în râs. Atunci am văzut iar că avea dintele lipsă din față. Casierul era desigur un tânăr simpatic, dar după cele de 2 aceste relații amănunțite, Dima îl califică drept foarte de ispravă. Socotiră că deocamdată aici terminară cercetările. Se urcară în automobil și îi spuse celui care conducea. La Constanța, la gară, dar repede. Să fie urcat și câinele în mașină, avem nevoie de el. Mihai era lângă Dima. În timp ce automobilul alerga cu toată viteza, comentară cele aflate. Acum, cred că îl recunosc pe individul nostru, mai ales că dintele lipsă are să-l dea de gol, chiar dacă va încerca să scape de acest semn. S-ar putea să viziteze un cabinet dentar. Sunt puțini cei care își pierd unul dintre incisivi și asta poate să fie un indiciu bun, dar mai ales îți dă ție de lucru. Mihai înțelese. Să știi că tocmai am tratat o măsea care mă supără de multă vreme. Voi profita de această ocazie. Până să încep tratamentul, te rog să-mi faci o listă a tuturor cabinetelor cu plată din oraș și împrejurim. Deși nu vom scăpa din observație nici celelalte posibilități. Dacă are o cunoștință și își aranjează dantura într-un spital oarecare, desigur, mai multă atenție cred că merită policlinicile cu plată, unde poate să ceară să îi se lucreze foarte repede. Oare dintele l-a pierdut în lupta cu studentul? Când s-a zbătut, acesta ar fi putut să-l lovească peste gură. Un dinte căzut și încă cel din față e un semn mult prea vizibil ca să nu încerce să-l lichideze. Cu ce putea să-l lovească studentul încât pe corpul lui să nu rămână niciun semn? Cu călcâiul, când acesta l-a prins de picior. Mihai își exprimă îndoiala că putea folosi câinele în gar la Constanța. Nici eu n-am mari speranțe, îi mărturisi Dima, dar merită să încercăm. S-ar putea să aflăm încotro sau îndreptat cei ce au coborât din tren, ceea ce ar fi deosebit de important. În gară la Constanța aflară unde opresc locomotivele trenurilor lungi și repetară măsurătoarea. Socotirea astfel că locul, în dreptul căruia oprise probabil vagonul 6 și aduseseră câinele chiar în acel punct. Mușmind, câinele se învârti mult timp în jur fără să găsească ceva. Tocmai când se hotărâră să se lase pe gubaș, el lătră bucuros
agitându-și coada nerăbdător să pornească la drum. Numai întâmplător trecuse liniile și descoperise urmele căutate. Cei doi din prudență nu coborură în partea peronului, ci între linii, dar tocmai această grijă i-a dat de gol. Acolo, urmele lor se păstraseră. Câinele, după ce urmări un timp, începu să schelele nervos, dovadă că nu mai găsește ceea ce căuta. Ajunseră pe peron și urmă ce era mai greu de descoperit. Plimbându-se într-o parte și în alta, de câteva ori, el prinse și iar porni pe ea. Când ajunseră în stația de troleu, se opri dezorientat. Pe stâlpul indicator era scris Mamaia. Va să zică spre Mamaia? Se pare că vom face o frumoasă cură marină, se adresă Dima lui Mihai. Nu ți-ar strica să faci și tu câteva băi, mai ales că peste puțin trece vara. Da, dar numai după ce îmi voi plomba măseaua, ca să înlătur orice focar de infecție, astfel cu siguranță că n-am să scap de reumatism. Controlară toate stațiile până la Mamaia, dar câinele nu mai descoperi nimic. La Mamaia, troleul oprea chiar lângă nisipul plajei. Sute, mii de oameni coborau și urcau fremătând nisipul cu picioarele. Înțeleseseră că de aici încolo câinele nu mai poate fi de folos.